Primarii gorjeni se bucură după ce premierul României Dacian Cioloș a respins solicitarea PNL ca primarii să fie aleși după două tururi de scrutin. Primarul din Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, recunoaște că este avantajat de faptul că edilii vor fi aleși din primul tur. Mihai Mazilu și Florin Țuilă consideră și ei că măsura este una bună. Florin Cârciumaru spune că decizia lui Cioloș este una normală, iar el este avantajat de o astfel de hotărâre. Era normal ca premierul să nu fie de acord cu propunerea care a venit din partea PNL-ului. Acest lucru îl știa și doamna Gorghiu când a făcut propunerea că primul ministru nu va fi de acord, pentru că prin hotărârea pe care a luat-o a avut perfectă dreptate. Hotărârea a fost luată de Parlament și dumnealui nu poate să intervină printr-o ordonanță de urgență să modifice conținutul legii respective. Edilul din Târgu Cărbunești, Mihai Mazilu, a abordat și el acest subiect. Logica pe noi a fost o chestie normală. De ce? Având în vedere că e doar dintr-un singur tur, probabil pentru o obiectivitatea celui ales, s-ar putea un candidat să ia cu 20, 21, 25%, dacă sunt mai mulți. Dar este logica, consider că a fost în an electoral, nu se dau legi care să modifice legea electorală în ultima, că se poate fi interpretat. Florin Țuilă, primar la Cătunele, afirmă că decizia este indiferentă pentru că el oricum va câștiga cu minimum 60%. Cred că e corect ceea ce face Dacian Cioloș ca și prim-ministru. După părerea mea, consider că în urmă cu peste un an de zile când s-a dat legea, a fost o lege nedreaptă, trebuiau să fie alegerile din două tururi, dar atunci, acum, ar fi motive de scandal, ar fi motive de contestații, nu cred că e în regulă, cred că premierul României are dreptate. Vă avantajează această decizie? Pe mine personal nu am probleme la Cătunele, cred că voi ieși dintr-un tur fără probleme peste 60-70%. Președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, spune că solicitarea le aparține de fapt celor din fostul PDL care acum sunt deghizați în liberali. Tot ce și-a asumat guvernul Cioloș a fost aprobat programul prin Parlament. Atât timp cât în Parlament nu s-a auzit nicio voce de liberală fostă pedelistă să spună că trebuie să facă alegerile din două tururi pentru primar, înseamnă că și-au însușit lucrurile. Acum a fost vorba de un joc de imagine pe care vor să-l facă actualii peneriști, fosti pederiști, sau să preia, să continue ideile parșive ale fostului PDL. Primarii au spus la unison că decizia îi avantajează pe edilii în funcție care vor avea prima șansă la viitoarele alegeri.